Se aude fluierul. Și apără Bălbărău foarte bine și la mingea a doua încă o dată. Raul Bălbărău, golkeeperul în vârstă de 19 ani al Stelei, a oferit un interviu inedit pentru suporterii roșalbaștrilor, după evoluția bună din partida cu Universitatea Cluj, când a apărat și o lovitură de la 11 metri. Vă invităm să urmăriți și cum a parat întrebările adresate de Steaua TV. De ce alegi să plonjezi mereu în stânga la penaltiuri? Am văzut asta și în meciul cu Dinamo și la Buzău. Să fiu sincer, nu aleg să plonjez mereu în stânga. Așa a fost cazul în meciul cu Buzău, cu Dinamo și acum cu Cluj. Așa am simțit pe jucători, probabil cei de la Dinamo și de la Buzău au fost mai tehnici, m-au întors din gleznă. Acum mi-a ieșit bine cu Cluj, sper să... A fost primul penalti apărat la Steaua, sper să nu fie ultimul, dar primordial pentru mine este întotdeauna să câștigăm și să fac eu un meci bun, astfel încât la sfârșitul celor 90 de minute să fim învingători. Ok, a fost un meci amical cu Universitatea Cluj, însă credeți că veți câștiga la o asemenea manieră? A fost un meci amical de bun augur, eram convins 100% că vom câștiga. De la începutul meciului am văzut și pe colegii mei foarte determinați și noi care am intrat în repriza a doua am vrut să continuăm evoluția lor bună din prima repriză și îți zic sincer, la începutul meciului da, eram convins că o să câștigăm. Ai apărat multe penaltiuri în cariera ta? Da, am apărat multe penaltiuri la juniori, am apărat la Oțelul, am 5-6 finale câștigate la penaltiuri. Pot să zic că e o specialitate de-a mea, așa am început și să fiu portar cu penaltiuri apărate. Ai plecat în Italia când erai mic. Ce te-a învățat experiența de acolo? Am primit o altă perspectivă a fotbalului. Am privit altfel fotbalul. Am început să mă dedic 100% să văd cum vorbește lumea doar despre fotbal, cum când ai meci sâmbătă până vinerea viitoare se vorbește doar despre meci, cum se vorbește doar despre fotbal. Lumea e foarte pasionată și probabil de asta sunt și la nivelul la care sunt. Tu când ai descoperit că ai un talent pentru a fi portar? De la 6 ani. De când m-am apucat, mi-a plăcut întotdeauna să stau în poartă, mi-au plăcut portarii de mic. Au o responsabilitate foarte mare și asta am vrut să fiu. Care ar fi punctele tale forte? În primul rând mentalul. Îmi place foarte mult să mă concentrez, apoi încrederea în mine, pentru că de acolo pleacă tot. Dacă tu crezi că ești cel mai bun, o să-i convingi și pe alții că ești cel mai bun. Cum erai ca elev? Ca elev eram cu minte și silitor. Întotdeauna mi-a plăcut școala, am învățat bine, pentru că era o modalitate de a mulțumi părinții. Ce notă ai luat la BAC? 9.03. Sunt la facultate de drept în Galați, în anul întâi. E ok, deși fotbalul este pasiunea mea. Care ar fi momentul când ai fost cel mai mândru de tine? Am multe momente în care am fost mândru, am multe meciuri câștigate, multe finale câștigate. Probabil acum care îmi vine primul în cap, este când am semnat cu Steaua. Am fost foarte mândru. A fost un vis din copilărie împlinit. În viața de zi cu zi, la ce te mai pricep? Îmi place să joc FIFA, îmi place să mă plimb, îmi place să merg la sală, nu foarte des, dar îmi place. Gătesc, chiar când am avut COVID am ajuns să fiu un șef, așa, un mini-șef pentru mine. Sunt destul de liniștit, nu mai îmi plac cluburile. Am avut o perioadă în care mi-au plăcut și cluburile. Cât de mult aștepți să joci cu suporterii Stelei în tribună? Aștept foarte mult, îi simt aproape, n-am apucat. Îi simt aproape, primesc multe mesaje de la ei. Sunt convins că în momentul în care vor reveni și se va da drumul și la stadion, vor umple arena și ne vor ajuta foarte mult. Ai promovat anul trecut cu Slatina în Liga 2. Cât de greu va fi anul acesta, ținând cont de aceste meciuri de baraj? Cred că va fi greu, dar văzându-i pe colegii mei și având încredere în antrenori, că știu ce trebuie să facem, iar noi ne conformăm, sunt 100% convins că o să promovăm. Nu avem cum să ratăm promovarea. Ce mai ai de îmbunătățit la tine? Este loc de îmbunătățit totul, dar pe plan primordial vreau să îmbunătățesc jocul de picior mult mai bine, pentru că crescând în nivel, trebuie să-mi ridic și eu nivelul alături de colegii mei și dacă la anul vom juca la Liga 2, clar trebuie să ne îmbunătățim cu toții nivelul. Faci antrenament doar cu echipa sau și suplimentar? Fac și suplimentar. Merg la sală, m-am prietenit cu un personal trainer și e una dintre pasiunile mele, dar acum fiind foarte grele antrenamentele și solicitante, am renunțat perioada asta o lună până va începe campionatul. Primul meci pe noul stadion, cui îi vei face cadou două bilete? Tatălui și mamei mele. Îi respect foarte mult și iubesc foarte mult.